compania mea, pe care am fondat-o și am crescut-o, a făcut livrări împreună cu alte zeci de companii din Republica Moldova în adresa acestui producător agricol mare, care se numește Caravita, nu este o crimă. Și faptul că Caravita nu a plătit pentru aceste livrări, asta este o problemă pentru compania mea. În rest, deciziile le-a luat managementul companiei, ei sunt responsabili pentru recuperarea datoriilor, procesul nu va fi unul simplu, înțelegem, și să insinuez în acest temei anumite acuzații, eu cred că depășește chiar și limita ingeniozității și fanteziilor politice de la noi din Republica Moldova.